Proprietarii deposedați de comuniști au fost mereu amânați, în timp ce samsarii imobiliari s-au înmulțit și s-au îmbogățit. Premierul Victor Ponta spune că 1000 de intermediari au câștigat 7 miliarde de lei din afaceri legate de retrocedări. S-au dat mai mulți bani către speculanți decât către adevărații proprietari, mai spune șeful executivului că ca justificare la decizia de a-și asuma răspunderea în Parlament pe noua lege a despăgubirilor. Prin legea pe care o promovăm, în primul rând, nu se mai restituie în natură nici unui cesionar. Restituirile în natură se fac numai către proprietari și urmașii proprietarilor. Cesionarii nu au dreptul să mai primească în natură nimic. Pentru anumite imobile, școli, spitale, grădinițe, care vor fi restituite, repet, nu cesionarilor, ci doar proprietarilor, reprezentanții CEDO au fost de acord că este, prin respectarea standardelor europene, poate fi impusă păstrarea destinației imobililor pentru 10 ani. Adevărații proprietari au fost mereu amânați, au fost încurcați în tot felul de reglementări birocratice, s-a produs fenomenul vânzării drepturilor litigioase către o nouă categorie apărută în societatea românească, cesionarii de drepturi litigioase sau samsarii imobiliari. Ponderea reală a foștilor proprietari care au primit despăgubiri este extrem de mică în comparație cu ponderea samsarilor. Unii dintre cei mai cunoscuți samsari sunt Gheorghe Stelian, Diana Lebomin și Mihali Andor Andraș. Primul ar fi primit în 2010 și 2011, alături de alte persoane, acțiuni la fondul Proprietatea în valoare de 150 de milioane de euro, în baza unor acte false. Chiar unul dintre vicepreședinții ANRP, Teodor Narcis Godeanu, numit de Emil Boc, a obținut 500 de mii de euro în calitate de cesionar de drepturi litigioase. În tot acest timp, adevărații proprietari nu au primit mare lucru. Aproape 8 miliarde de lei s-au dat doar către 415 persoane, în timp ce 5,5 miliarde de lei s-au dat la restul de 27.000. Premierul a mai anunțat că proprietarii care nu doresc restituirea imobilelor în natură vor primi despăgubiri financiare. Pentru titlurile care au fost emise deja, plățile se vor face începând de anul viitor, pe o perioadă de 5 ani. Pentru dosarele noi, plățile vor începe în 2017. Noua lege pentru care guvernul își va asuma răspunderea peste câteva zile nu este însă pe placul experților CEDO. Aceștia o consideră inutil de complicată. Ei contestă inclusiv suma totală avansată de guvern ca valoarea despăgubirilor de 8 miliarde de euro. La capitolul minusuri mai sunt menționate aplicarea limitată a despăgubirilor în natură și faptul că valoarea imobilelor e calculată după grila notarială din 2013, deși plățile vor fi făcute din 2017. Emil Boc a fost amendat cu 20.000 de lei de Prefectura Cluj pentru că primăria a întârziat nejustificat retrocedările unor terenuri către foștii proprietari. Oamenii așteaptă de 10 ani să-și primească înapoi pământurile confiscate de regimul comunist. Prefectul spune că a aplicat amenda pentru întârzierile Comisiei de Fond Funciar din primărie, care a împroprietărit până acum doar 80 de oameni din cei aproape 500 care revendică terenuri într-o zonă de la marginea orașului. O comisie a prefecturii a dus procesul verbal de sancționare la primărie, însă reprezentanții municipalității au refuzat să-l semneze și să-l preia. Încă mai sunt peste 400 de cetățeni care nu au fost puși în posesie și atunci, datorită petițiilor, reclamațiilor, prezenței lor aici la audiențele instituției noastre, am fost nevoiți să luăm această ultimă măsură legală, conform articolului 110 din legea 18, prin care am trecut la aplicarea unei amenzi. Am refuzat să îi primească, să constate, să semneze acel proces verbal, urmând ca noi să-l trimitem prin postă.